Salutare! Bine ne-am regăsit! Astăzi vreau să vorbim despre 5 recomandări pentru biroul de acasă. Nu înainte de toate, vreau să-ți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la canalul meu și dacă nu te-ai abonat, te invit să o faci apăsând butonul de subscribe de mai jos și dacă vrei să fii notificat atunci când o să urc clipuri noi, apasă și clopoțelul. Bun, am decis să fac acest clip cu recomandările pentru biroul de acasă, deoarece în ultima perioadă, 2020, odată cu pandemia, foarte multă lume a început să adopte lucrul de acasă, sau așa zis, work from home. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toată activitatea de birou s-a mutat acasă. Astfel de mișcare presupune o mișcare logistică în primul rând, dar și una cu un mare impact psihologic. La început nu îți vei da seama de diferență, nu îți vei da seama cât de mult îți ajută modul de lucru sau îți încurcă modul de lucru faptul că lucrezi de acasă. Însă, experiența mea spune că a lucra de acasă vine la pachet cu o serie de avantaje și dezavantaje. La avantaje putem să discutăm despre faptul că nu mai pierzi timp în trafic, nu mai pierzi timp căutând locuri de parcare, nu te mai duci la birou nervos, beneficiezi de tot confortul de acasă. Însă, părțile negative sunt și ele cam în aceeași măsură cu cele pozitive. Nu mai ai socializare. Odată cu pandemia, socializarea oricum s-a restrâns în general. Dar nu te mai întâlnești cu colegii, nu mai schimbi mediul. Schimbarea mediului tău, al casei, se întâmplă acum mai rar, adică nu mai ai motive de a pleca din casă. Sunt foarte multe lucruri care ușor-ușor încep să se adune și s-ar putea să îți afecteze inclusiv starea de bine, ca să nu mai zic și performanțele la muncă. Pentru a îmbina utilul cu plăcutul, printre recomandările mele discutăm despre amenajarea spațiului de lucru, organizarea spațiului de lucru, programul de lucru și cum trebuie acesta configurat, timpul de interacțiune cu membrii familiei sau dacă locuiești singur sau cu alte persoane și extra activități. 1. Amenajarea spațiului de lucru. Atunci când lucrezi de acasă, ajungi într-o situație în care acest lucru nu a fost prevăzut. Foarte puține locuințe sunt prevăzute cu un birou. Dacă vorbim despre un apartament, asta deja se reduce aproape spre zero pentru a avea un birou dedicat acasă, un home office, să zicem, cum în alte proiecte și în alte locuințe de prin alte țări există așa ceva. Pentru că tipologia de a lucra de acasă în afara României este mai des întâlnită. Însă la noi foarte puține situațiile în care vei găsi un spațiu de birou dedicat într-o casă. Drept urmare, dacă ești pus în situația de a lucra de acasă și nu ai un spațiu dedicat, va trebui să inventezi, va trebui să modifici, va trebui să reamenajezi. Cum faci treaba asta? Cum faci lucrul ăsta dacă stai într-un apartament cu două sau cu trei camere? Cum faci această delimitare? Păi, amenajarea spațiului de lucru, în cel mai fericit caz, ar fi să zicem că stai într-un apartament cu trei camere și ai o a treia cameră care ar fi goală. Camera aia trebuie amenajată sub formă de birou și doar birou. Nu mai faci nimic acolo altceva. Asta ar fi scenariul cel mai fericit pentru că în momentul ăla știi că dimineața te duci în biroul tău, singurul care s-a schimbat ar fi faptul că nu te mai sui în mașină, nu mai ești în trafic, nu mai cauți locuri de parcare și nu te mai enervezi. Ești tot acasă, dar ai un spațiu dedicat, tot ce se întâmplă, se întâmplă într-o singură cameră. Asta ar fi un caz fericit. Dacă stai la o casă și ai o cameră liberă sau ai poate chiar și un spațiu, o cameră în curte pe care o ai goală și o poți amenaja și o poți încălzi, este și mai bine. Dar asta ar fi un caz fericit. Dacă lucrezi de acasă și stai într-un apartament cu două camere și ambele camere sunt folosite la maxim în scop locativ, atunci s-ar putea să ai o problemă cu spațiul și anume că va trebui să găsești un mod de a te reinventa. În apartamentele cu două camere, să zicem că una dintre camere ar fi living-ul sau sufrageria, va trebui să faci, să amenajezi un birou astfel încât lucrurile să fie
într-un colț cât mai retrase sau dacă poți chiar pe balcon. Trebuie foarte mult ținut cont de faptul că dacă ai o interacțiune în timpul programului de lucru și cu ceilalți membri ai familiei, va trebui să, să stabiliți împreună niște fluxuri astfel încât să nu vă intersectați în același timp, în timpul în care lucrați, și să stabiliți un program bine definit astfel încât să nu existe un deranj reciproc. Cum am zis, dacă ai un balcon mai generos și poți să îți amenajezi acolo un birou, ar fi bine pentru că te poți separa dacă balconul este închis, bineînțeles. Dar astea sunt niște cazuri în care va trebui să faci niște compromisuri, pentru că oricât de mult ai încălzit un balcon, s-ar putea să fie tot timpul frig, s-ar putea să fie tot timpul o problemă. Mută conversațiile pe care le porți la telefon sau pe Skype, mută-le într-un loc liniștit. De exemplu, stabilește bucătăria, dacă o ai disponibilă și este liberă, stabilește-o ca și cameră de vorbit la telefon, astfel încât să te asiguri că în momentul în care voi lucrați în bucătărie este totul în liniște și să nu suprapuneți două conversații dacă sunteți doi oameni care lucrează acasă în același timp în bucătărie. Poate că este puțin probabil. 2. Organizarea. Atunci când lucrezi de acasă, trebuie să ții cont că nu mai poți să te desfășori așa cum te desfășurai la birou. Nu mai poți avea toate echipamentele pe care le aveai la birou, imprimante, scanere și alte chestii, dulapuri și așa. Deci va trebui să lucrezi în partea de organizare, să o faci să fie cât mai bine aranjată și cât mai minimalistă. Scapă de lucrurile care nu-ți trebuie. Scapă de catalogele inutile și printate pe kilograme de hârtie care nu au sens și nu le vei răsfoi niciodată. Dă toate astea la o parte și lasă-ți spațiul de lucru cât mai liber. Nu ai nevoie de aglomerație, mai ales dacă lucrezi de acasă. Încearcă să digitalizezi tot ce poți, toată hârtogăraia, încearcă să o digitalizezi. 3. Program bine stabilit. Da, program, chiar de acasă, este foarte important. Stabilește programul, stabilește ora de începere a programului de lucru și pauzele și ora de final. Dacă nu faci treaba asta încă de la bun început, vei pica într-o mare capcană. Capcana care te va urmări tot timpul cât vei lucra de acasă se numește oboseală cronică. Dacă nu stabilești un program, nu vei ști când ai început, nu vei ști când vei termina. Drept urmare, s-ar putea ca timpul tău de lucru să se lungească și tu să devii ineficient. A deveni ineficient la muncă înseamnă pentru tine oboseală, pentru angajator bani. Timpul înseamnă bani. 4. Interacțiunea cu familia. Stabilește atât în pauzele pe care le veți lua împreună un timp de comun acord, astfel încât să vă vedeți în pauzele respective, iar după job, când se termină programul, stabiliți să faceți orice, cumpărături sau împărțiți atribuții în casă. Cineva merge și face cumpărături, cineva merge spală mașina, dacă mai e cazul, că dacă nu mai pleci de acasă, ar putea să nu mai fie cazul. Cineva face altceva prin casă, alte chestii utile. Cineva se ocupă de partea fanii din casă, caută un film, mă rog, orice. Încearcă să faci chestia asta pentru că ai nevoie de a declanșa și a apăsa pe un buton switch off, on off. Pentru că dacă nu faci chestia asta, pici într-o capcană în care te vei păcăli singur, că este foarte frumos să lucrezi de acasă, că este foarte frumos să lucrezi de acasă, dar de fapt vei ajunge într-o oboseală cronică din care foarte greu să ieși. Nu este chiar așa simplu să mai ieși de acolo. 5. Extra. Nu lucra în haine de casă. Știu, lucrezi de acasă, este foarte confortabil, să lucrezi în ceva foarte confortabil, nu. Este o altă capcană. Este o altă capcană a lucrului de acasă. Nu face treaba asta. Treaba asta te menține într-o zonă latentă de confort care îți scade productivitatea. Nu vei mai aduce cele mai bune rezultate și nu te vei mai recunoaște tu pe tine la capacitatea pe care o ai sau pe care o aveai. Pentru că stând în zona ta de confort, nu vei mai excela și nu vei mai atinge anumite vârfuri pe care trebuie să le atingi pentru a fi productiv. Alocă timp pentru sport. Nu contează că este dimineața, că este în timpul programului și ai luat o pauză. Fă treaba asta. O să vezi cât de mult și ce impact are și cum vei resimți toată energia.
dacă poți planifică mici ieșiri pentru job în afara casei, să zicem că ai un job care necesită și anumite întâlniri sau anumite interacțiuni cu furnizori sau așa, fă treaba asta, dacă poți să le împarți, să le aduci secționat zilnic, numai cât să ieși și un sfert de oră, și 20 de minute, adică să îmbini utilul cu plăcutul, fă treaba asta pentru că te ajută foarte mult, orice deconectare te ajută foarte mult. O zi pe săptămână, dacă poți, mergi și lucrează de la birou sau orice alt loc decât acasă. Te ajută foarte mult și lucrul ăsta. Nu trebuie să te atașezi de un mediu în așa fel încât să ajungi să faci confuzia de casă-birou. Este foarte ușor să pici în capcana asta. Dacă ai picat în capcana asta și nu mai știi care este casa, care este biroul, este foarte, foarte greu și este foarte complicat și nu îți recomand așa ceva. Trebuie să fii foarte atent la toate lucrurile astea dacă vrei să-ți menții nivelul de productivitate și dacă vrei ca lucrurile să-ți ușoare într-un sens liniar și lucrurile să meargă ok. Este cu dus și întors lucratul de acasă și este bine să fii foarte atent. În cazul cel mai fericit, dacă ai o cameră care este, pe care o poți denumi birou separat, ai un avantaj în plus față de situațiile prezentate anterior. Astea au fost cele 5 recomandări pe care eu am vrut să le aduc în clipul de astăzi, și anume amenajarea spațiului de lucru, organizarea cât mai minimalist, programul bine stabilit, interacțiunea cu ceilalți membri și lucrurile extra pe care le-am menționat în ultima parte. Ține cont de aceste recomandări pentru că aceste recomandări nu vor avea scopul decât să te facă să fii mult mai conștient de ceea ce ai de făcut la job și de starea ta personală ca să fie totul bine în a lucra de acasă. S-ar putea ca modul de a lucra de acasă să continue și să fie o schimbare permanentă. Însă trebuie să și știi cum să faci asta, să lucrezi de acasă pentru a păstra productivitatea și a nu aduce oboseala în casa ta. Până data viitoare, îți readuc aminte să te abonezi la canalul meu și să vezi și următoarele clipuri pe care le voi posta. Salut!